Dragii mei, se spune că cineva s-a fost la evanghelizare și pe când s-a întors a dat raport despre câți oameni s-au pocăit și a zis s-au pocăit doi oameni din trei și unul de jumătate. Și a zis, adică vrei să spui că s-au pocăit doi oameni mari și un copil? O zis, nu, invers. S-au pocăit doi care m-au de trăit o viață întreagă și unul care m-au de trăit numai jumătate. Pentru că un copil, de fapt, înseamnă un om întreg, că e o viață întreagă. Dar și dumneavoastră sunteți tineri și sunteți mai mult de jumătate. Uite ce am eu pe inimă să vorbesc cu dumneavoastră. Dacă aveți Biblie, m-aș bucura să le folosiți, că știți, copiii care n-au cărți și caiete, învață cam greu la școală. Dar ce puțin să fiți atenți, că un copil atent învață lecția din clasă și voi puteți să fiți atenți. Un băiat al meu, obișnuiam când ne întorceam acasă să-i întrebăm pe drum ce s-a predicat. Și știind că urmează să-i întreb, unul dintre ei îmi zice într-o zi, fiindcă a fost atent, zice, tata, atunci când ești atent, predica e frumoasă. Dacă nu ești atent, nu e frumoasă. Dar uneori se întâmplă și la oamenii mari. E ca și când mergea Ilie cu Elisei pe drum. Și Ilie tot zice, rămâi aici. Și nu știu cum se face, că la unii cineva tot le spune, rămâi aici și pierde predicatorul pe drum. Și n-ajung cu el la final ca să vadă minunea. Pentru că așa i-a spus Ilie la Elisei. Dacă vă vei vedea, va veni peste tine un de putere. Dacă nu, nu. Adică dacă nu pricepi în final aplicația ce ai de făcut la predică, înseamnă că te-ai pierdut pe drum. Cartea Judecător, capitolul. Din această carte, o perioadă de aproximativ 300 de ani, vreau să învățăm în seara asta trei adevăruri. Trei adevăruri din 300 de ani de istorie. În primul rând, vreau să vă spun că situația evreilor în Canaan semăna cu situația românilor împrăștiați prin diferite țări. Iosua le-a dat țara. Dar, deși învinseseră în două campanii militare majore toate triburile din Canaan, au rămas mulți oameni. După cum rezultă chiar de aici din capitolul 1. La Ierusalim, la Debir, la alte localități și numele odroaie de el. Adică, evreii au fost împrăștiați. Și uite, era un sat de evrei, lângă mai erau două sate de hetiți, un sat de evrei, dincolo încă la alte două de ghirgasiți, de ebusiți, de hetiți, vreo 7 popoare, sau chiar mai multe. Și ei au împrăștiați în țara, cum iată că sunteți și dumneavoastră aici. Ei aveau niște principii pe care dacă le puneau în practică, în viitor aveau izbăbă. Când nu le puneau în practică, nu aveau niciun câștig. Să știți că și pentru dumneavoastră acestea sunt de căpătâi. Dacă vreți, zbând așa, răsfirați și puțin cum sunteți, încercați să aplicați aceste principii. Un prim principiu. Unitatea în lupta spirituală. Pe lângă faptul că sunteți împrăștiați printre oameni de toate feluri, de toate națiile, în jurul nostru mai sunt și tot soiul de duhuri. Și să citim din Judecător de la capitolul. Versetul 1. După moartea lui Iosua, copilul Israel a întrebat pe Domnul și au zis, cine de vreau să se suie împotriva cananiților și să poarte lupta cu ei? Domnul a răspuns, Iuda să se suie. Iată că am dat țara în mâinile lui. O primă întrebare pentru dumneavoastră. De ce credeți că a zis Domnul să se suie Iuda? Părerea mea. Că în tribul lui Iuda era cel mai viteaz bărbat din tot Israel, Caleb. Ce au trit și cu ce bărbat în fața a putut ei să iasă la bătălie mai curajos și mai plin de putere ca acest bărbat. Dar, ascultați-mă ce o scrie în continuare, versetul 3. Și Iuda a zis fratele său Simeon,
Sunt împreună cu mine, rețineți cuvântul împreună, în țara care mi-a căzut la sorți. Să luptăm împotriva cananeților și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți. Și Domnul s-a dus cu el. Și vreau să aveți aici în vedere și familia. Iuda, privind numeric, era cel mai puternic trib. Și avea în frunte pe cel mai puternic om, Caleb. Simeon era cel mai mic trib. Cam un sfert din tribul lui Iuda. Și eu întreb, de ce a avut nevoie unul tare să ceară ajutor la unul slab? Și îi spune, nu obișnuie tu împreună cu mine. Hai că invers înțeleg că i-a zis, vin și o să te ajut. Dar unindu-se, spune Scriptura aici în versetul 4, după ce Simeon s-a dus cu el, Iuda s-a suit, deci împreună cu Simeon, și Domnul a dat pe cananiți și fereziți în mâinile lor și au ucis 10.000 de oameni la Bezec. Biruiți în unitate. Uitați-vă ce vă citesc de la versetul 30, chiar 29. Să vedeți alte triburi care n-au cizut ajutor la nimeni, n-au fost biruitori. Efraim n-a izgonit pe cananiți, Zabulon n-a izgonit, nici Asher n-a izgonit, nici Neftali, amoriții, au dat înapoi în munte pe fiul lui Dan, deci au frânt ei și nu i-au lăsat să se coboare în găbie. Amoriții au izbutit să rămână în câteva locuri. De ce? Pentru că din cealaltă 12 triburi nu s-au mai găsit nici măcar două să se unească și să lupte împreună. Când aveți o problemă în familie, să zic că este o soră însărcinată, un copil cu probleme, n-aveți servici, probleme de boală, uniți-vă. Nu găsiți mult să se unească, măcar doi. Trei familii, câte sunt? Când a fost eu bolnav, mi-a cerut Domnul să chem și pe alții în ajutor. Și mi-a zis, da, aș vrea să pun sarcină pe alții. Dar am înțeles apoi că Domnul vrea, tocmai prin aceste lupte și probleme care ne îngăduie, să întărim relațiile dintre noi și să ne ajutăm unii pe alții. M-am avut cândva o problemă, diavolul ar fi vrut să dea o lovitură de moarte. Și nevastă mi-a sunat la mai mulți prieteni într-o parte și alta. Și în timp ce se ruga pentru mine un frate din Viena într-o noapte, a avut un vis că s-a prezentat un diavol și spune, ce trebuie să te bagi tu pentru eu, dacă eu vreau să-l omor? Atunci dă cu copila tău să moară, dacă vrei care el să nu moară. Pe moment așa s-a înfiorat, dar apoi a primit credință și a zis, nu moare nici eu, nici copilul meu. Pentru că Domnul ne va da biruință. Și s-a rugat. Și Domnul, într-adevăr, a dat biruință, slăvit să-i fie numele. În lupte spirituale e foarte important să vă ajutați unii pe alții. Pentru că sunteți împrăștiați. Dar telefoane, vă adunați și vă ajutați. Acest lași principiu vi-l prezint din Judecători, capitolul 3. Aici era un bărbat foarte viteaz, Ehud, care scrie versetul 27, când a ajuns, a sunat din trâmbiță în muntele lui Efraim, copilul Israel s-au pogorât cu el din munte și el s-a pus în fruntea lor, veniți după mine. E foarte important ca cel ce e conștient să sune din trâmbiță, să cheme și pe alții. Dați-le telefon, provocații, faceți ceva. Chemați-i la război. În capitolul 4, întâlnim din nou ideea de unitate. Spune Scriptura aici despre acest comandant. Citim aici în capitolul 5, să scurtăm. Spune Scriptura aici de la versetul 13. Atunci o rămășiță din popor a biruit pe cei puternici. Domnul mi-a dat biruința asupra celor viteci. Și acum atenție, din Efraim au venit locuitorii lui Amalek. După tine a mers Beniamin cu oștirea ta, altă seminție. Din Machir au venit căpetenile și din Zabul cârbuitorii. Mai mari lui Sahar au fost cu Deborah și Sahar a venit după Barak. 5 triburi s-au adunat. Dar
Acum ascultați ce scrie mai departe. Versetul 16. Că se gândea fratele unde și ceilalți. Ce acolo a fost și mai demult. Pentru ce a rămas în mijlocul staurilor? S-a spus behăitul turnului. La părailul Ruben mare a fost fatul meu. Galadul de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuința. Pentru ce a stat Dan pe corăbii? Așer a stat pe malul mării și s-a odihnit în limanul lui, pe când alții, Zabron este un popor care a înfruntat moartea și Neftal la fel pe înălțimile din câmpie. Adică unii s-au dus, alții nu s-au dus. Cei care nu s-au dus, ce motive au avut? Unii au fost la staule, ce motivează? Păi, am avut de muncă. Și alții sunt pe malul mării, cu distracție. Cam astea două țipi, oameni să nu vină la război. Dar s-au adunat cât s-au vrut. Și Domnul le-a dat biruință împotriva unor cotrobitori puternici. Pentru că s-au unit, au sunat din trâmbițe și Domnul le-a dat biruință. Doresc să vă dea și dumneavoastră. Amin. Să nu vă temeți că sunteți tineri și că sunteți slabi, că Dumnezeu poate da biruință și pentru un număr mic ca și pentru un număr mare. Dar cel puțin doi să fie scris acolo că, atunci când s-a spus vorba asta, 1 Samuel 14, Ionatan a zis celui ce purta armele, cel puțin doi. Vreau să trec mai departe și să vă arăt o altă situație, Cartea Judecător, capitolul 8. În vremea lui Gedeon, de asemenea, a sunat din trâmbițe și s-au adunat mai mulți din Israel, dar au avut probleme. Bărbații lui Efraim au zis lui Gedeon, ce înseamnă felul acesta de purtare față de noi, pentru ce nu ne-ai chemat? Aha, va să zic că știau că trebuie să-i cheme. Când ai plecat să te lupți împotriva lui Madian și au avut o mare ceartă cu el. Gedeon a răspuns, ce am făcut eu pe lângă voi, oare nu face mai mult culesul ciorchilor rămas în via lui Efraim decât culesul întregii via lui Abiezer? În mâinile voastre da Dumnezeu pe căpetenul lui Madian, Rev și Zeb. Ce am putut face eu deci pe lângă voi? După ce le-a vorbit astfel, i s-a potolit mânia. Adică sunt unii care, dacă nu-i chem, se supără. Dar i-ar fi trebuit să știe că trebuiau să vină. Și acum nu avea rost Gedeon să facă scandal. A zis, băi, n-ați fost, las că veniți mâine. Uite, noi am început războiul, dar voi l-ați terminat, băi. Cât am biruit noi, dar restul a rămas să biruiți voi. Și s-au liniștit că fie ăștia lui Efraim erau cam scandaloși. Drept dovadă, într-o altă generație, că uneori duhurile nu se mută la altă casă, rămân de la părinți la copii. Asta să știți ca regulă. Diavolul e comod. Dacă are și el moștenire acasă, nu se mută la vecini. Scrie Judecător 12. Că a venit una la război. Bărbații lui Efraim s-au strâns, s-au pornit spre mează noapte și au zis lui Efta, pentru ce te-ai dus, te pas cu fiul lui Amon, fără să te chemați, vreau să mergem cu tine. Aceeași idee, ca mai demult. Și drept urmare, vrem să-ți dăm foc și să ardem împreună cu casa ta. Iehta le-a răspuns, eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiul lui Amon și când v-am chemat, nu m-ați scăpat din mâinile lor. Amintiți-vă că odată v-am chemat și n-ați venit și acum face scandal că nu v-am sunat încă o dată. Numai că de data asta Iehta n-a fost așa de bun la suflet ca Gedeon și le-a făcut afacere la vreo 40 de mii. Așa, de la o vorbă. Nu s-au înțeles. Deci, pe astfel de oameni trebuie să-i luați cu înțelepciune. Pentru ca să nu se facă o spărtură în Israel și principiul să rămână în picioare, să fie chemați și alții pentru ca să fie izbăniți. Vreau să vă dau și un exemplu negativ din Cartea Judecător, ca să vedeți că cine nu cere ajutor și nu se asociază, n-are biruință. Băieți, voi ați auzit de Samson, da? Era puternic. Ăsta mergea fără măgărușă, era mai tare. Dar Samson, tot ce a făcut o viață întreagă, 3, 4, 5 bravuri, le-a făcut singur. L-ați găsit vreodată pe Samson să mai aibă măcar un evreu lângă el? Niciodată. S-a prietenit cu filistenii, Samson, și apoi cu filistenii. Dar n-a trâmbit să fie trădător. Să sune.
Se vine măcar neamului fiului Dan. Din ce ăștia l-au avut? A fost un om care n-a putut să se asocieze cu alții. Și de aceea nici nu a fost mare biruință. Pentru că, după cum spune proverbul, biruința vine prin mare număr de sfertnici. Să te consulți, să ceri ajutor și Domnul poate să ia izbândă slăvit să-i fie numele. Dacă n-aveți pe aproape ajutor, cereți mai departe, că uneori, cum zicea Nenia, lucrare mare și întins. Și noi să ne răspândiți pe zid, departe, unii de alții. E foarte important cine conduce să aibă o trompetă, să sune, o zici, veniți la noi, venim noi la voi, cum a zis și eu, către fratele său, în 62, Samuel, capitolul 10, dacă-ți mai dar sirienii, vii tu să mă ajuți. Dacă-ți mai dar fiul lui Amon, vin eu să te ajut. Și știți cum se fie acolo zicerea lui Ioab? Și Domnul să facă ceva crede. Noi ne facem datoria, ne venim în ajutor, unii la alții, sunăm de întrebări, și cine vine, vine, cine nu, nu vine. Da? Să nu uităm că cine nu vine, cu vremea putem avea un scandal cu ei. De-aia trebuie să știm cum să le vorbim. Domnul să vă binecuvânteze. Amin? Amin. Un al doilea principiu din Cartea Judecătorii. Trebuie să vă spun că nu știu când am început predica. Și când predicatul, uite când am început, e bine să nu-mi bagi la seama când termine. Spune Scriptura, în Cartea Judecătorii, mă opresc în capitolul 3. Despre Ehud. De altfel, hai să citești din capitolul 1, ca regulă, versetul 18, când e ridicat Domnul judecător, Domnul era cu judecătorul și izbăvea din mâna vrăjmașilor. Un alt principiu, pentru ca să aveți biruință așa vrăștiască cum sunteți, este să rugați pe Domnul să se ridice bărbați și femei puternice pline de Duhul lui Dumnezeu. Că nu-i destul să fie unitate. Trebuie să fie cineva în frunte. Că altfel deja mai armată, nu-i comandant. Ehud, spune Scriptura aici, în capitolul 3, că avea așa curaj, încât s-a dus în casa împăratului, Moabului, Eglon, și scrie de la versetul 20, că i-a zis, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine. Eglon s-a sculat de pe scaun, atunci Ehud a întins mâna stângă, a scos sabia dreaptă și i-a înfipt-o în pântece. Curajos, puternic bărbat. Chiar și mânerul a intrat după fier și grăsimea s-a strâns, n-a putut să o scoată, s-a dat acolo că și-a făcut misiunea. A avut curaj, ăștia afară, nu s-a pierdut cu fier. A închis frumos cu zăvorul, a fugit, de frică, să dea alarmă. Și apoi a sunat din trâmbiță și i-a chemat pe toți. Și pentru că a avut un comandant bun, spune Scriptura aici în versetul 30, că țara a avut o dihnă 80 de ani. În capitolul 4, întâlnim același principiu. Domnul vorbește lui Barak și prin cuvântul profetic al Deborei se spune, versetul 6, partea a doua, tot se îndreaptă spre muntele Taborului, ia cu tine 10.000 de oameni din Neftal, din Zabulon, despre asta am vorbit, voi trage la tine la brâu Chisor pe Sisera cu prietenia oștirii lui, împreună cu cale și oștirii lui și voi da mâinile tale. Și Barak, de data asta, nu de dragonitate, ci de frică. A zis, dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce. Și ea procește mai departe. Voi merge cu tine. Dar nu vei avea slavă pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. S-au dus, au avut izbândă și curajosul general, să-l numim Sisera, a fugit peste o șapte, se scrie pe jos. Și a ajuns în cortul unei femei, bărbatul lui era acasă. Ea era nevastă lui Heber Kenitu. Fricos, a zis să-l ascundă, i-a dat puțin lapte să bea și scrie în versetul 21 că ea a luat un țăruș al cortului, asta era femeie, n-avea sabie. Dar ce-o găsit pe acasă? Un țăruș al cortului, a pus mâna pe ciocan, s-a apropiat încet, el așa ca un strateg militar, i-a bătut țărușul în tâmplă, așa că, în
fi până în pământ, el adormise. Și acum să vedeți fenomenul întreg. Pe când Barak urmărea pe Sisera, ea le-a ieșit înainte și a zis, vino, să-ți arăt cum s-a împlinit prorocia. Îți voi arăta omul pe care îl cauți. Și el e acolo, întins la pământ, că dacă n-a fost un bărbat curajos, iată că a dat Domnul biruință printr-o femeie. Pentru că întotdeauna este nevoie de oameni plini de putere. Dumnezeu să lase Duhul Său peste dumneavoastră. Amin. Othniel, primul judecător, nu asta s-a remarcat. Curajul, scale, cine bate Kiriat Sefer? Eu! N-a făcut urmă pentru o nevastă bună, că sunt unii care mai fac treaba pe la adunare până să însoară, știu? Să-și ia poze. Dar nu Othniel a avut dorință pentru lucrare. Și s-a pus în fruntea poporului. Pentru că Duhul lui Dumnezeu era peste el, să știți că un om ar da curaj cât Duhul în el. Duhul lui Dumnezeu îmi dă curaj. Dar cum să n-avem curaj în casa la tată, în adunarea casa la tată? Dacă fac ce-o zis tată și s-a casa la tată, de ce să fie frică? Numai că dacă ai păcate la activ și te mustră conștiința și te apasă, ți-e frică. E procurorul. Și te acuză și te demn de judecată. Dar scrie în Proverbe, cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Domnul să vă dea putere. Amin. Aici e evidențiat și curajul și puterea Deborei. Scrie în capitolul 5, versetul 6, pe vremea lui Shamgar, fiul lui Anat, pe vremea Reinei, urmele au părăsit, pe călători au plecat pe căi strâmbe. Că petenirile erau fără putere în Israel, fără putere. Repet, remarca asta. Până când m-am sculat eu de gola și până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. Și îi spune și la bărbatul ăsta, versetul 12, trezește-te de scoală-te, Barak, adu-ți robii la război, fiul lui Abinoam. E foarte important să fie bărbați plini de curaj. Vă amintiți de Fineas? Da, stăteau și plângeau. Când a văzut că doi comit o imoralitate în păzul adunării, s-au luat băi că o să avea mână. I-au lovit pe amândoi și ce a zis Dumnezeu? Legământ fac, cu alte cuvinte, ăsta e bun de pus în frunte. Că dacă n-are curaj nici cel din frunte, voi ascultați-mă ce vă citesc din capitolul 7, sau capitolul 8, la mai din 7 mai întâi, să vedeți ce înseamnă curaj. Domnul îi spune la Gedeon, viteazule, și nu lasă să meargă război decât viteji, pentru că și cu ei trebuia să înceapă. Și apoi, când el era noaptea bătăliei, scrie în capitolul 7, versetul 9, scoală-te și pogoară-te în tabără, că am dat-o în mâinile tale. Dacă ți-e frică să te pogori, pogoară-te cu fura slujitorul tău. El n-a zis că e frică, dar nu s-a dus singur. Da, bine că totuși a îndrăznit. Și să vedeți, știți de altfel, spune Scriptura aici, Gedeon a sosit și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. El zicea, am visat un vis și se făcea că o turtă de orz, rețineți, o turtă de orz, se rostogolea în tabăra lui Manea. A venit de s-a lovit până la cort și cortul a căzut, a răsturnat cu susul jos și cortul s-a dărâmat. Tovarășul lui a răspuns, aceasta nu e altceva decât sabă lui Gedeon. Mai vă întreb, poate o turtă, în cât de mare să fi fost, e o turtă, nu nici măcar o pâine. Să răstoarne un cort? Nu. Dar vrea să spună, oricât de slab este omul în sine, că noi nu suntem decât o turtă, la urmă ori. Așa ne-o fi lin. Dar dacă e puterea lui Dumnezeu și sabia lui Dumnezeu și sabia lui Gedeon, este izbând. Și după ce a fost biruința aceasta, spune Scriptura, vă citesc din capitolul 8, versetul 22. Bărbații lui Israel au spus lui Gedeon, domnește peste noi tu și fiul tău și fiul fiului tău. Adică să se instaureze o monarhie și o dinastie voastră să fie rege. Dar vă întreb, a putut vreun fiul lui Gedeon să domnească? Îl lăsăm pe mine că a fost rău. N-a putut. Dar de ce? Uitați-vă la versetele de mai sus. Erau două căpetenii madianite arestate.
Doi soldați arestați, legați, poate de mâini, de picioare, oricum culcați la pământ, cred, și dacă erau picioare, erau legați. Și scrie versetul 20, că Gedeon a zis lui Etiel, întâiul lui născut, scoală-te și ucide! Dar tânărul și-a scos sabia pentru că era teamă, era încă un copil, se bate salmona, au zis, scoală-te, du și ucide-ne, că și cum eu, așa e și putere. Ce diferență între băiatul Gedeon și Ehud. El a avut curaj să-l omoare pe paralel la casă. Și era singur. Ăsta nu a avut curaj față de tată să-și omoare doar în legație. Uite, mir că nu a fost multe conducători. Era slab. Nu avea niciun curaj, nu avea niciun putere. Așa că ești boșit. Executa ordine de jos în sus, în orice dea ordine de sus în jos. De aceea aici n-a putut să facă ceva. E foarte important să fie oameni puternici. Oameni peste care este Duhul lui Dumnezeu. Numai că acești oameni, că putem gândi la Samson, e nevoie să nu-și piardă puterea. Că diavolul are chei să ne deșurubeze și se scurgă din noi puterea. Și tot gândul filistenilor a fost numai acesta. Cum putem să-i facem să-i luăm puterea? Au întrebat oamenii tipul Domnului Iisus, asta era întrebarea lor, scrie Luca 20, că s-au adunat toți și au zis, de unde ai tu puterea asta? Este mare problemă, de unde avem putere? Păi noi știm că puterea este a lui Dumnezeu. Dar numai că diavolul tocmai asta urmărește. Ei și-au căzut multe capete și oameni care puteau să fie valoroși. Așa că, dragii mei, atenție! Și dumneavoastră, soțiilor, grijiți soții care îi aveți, pentru ca nu cumva să-și piardă puterea. Și apoi, sunt adunări unde slujitorii sunt un fel de manechin. Nu au putere să facă nimic. Ei bat din gură, că dacă i-ai întrebat cum crede, ei cred bine. Numai că-s legați de mâini și de picioare. Nu mai pot să facă nimic. Orică doamna controlează situația și așa ca Izabela la Ahab, el când mergea la adunare unde era Elie, zicea că se pocăiește. Apoi când mergea acasă, îl punea să jucă foile de căiete. Și îi dai alte lecții. Pentru că Ahab a fost un conducător slab, condus de femeie. El atât aștea, când se supăra, să pună în pat, să nu mănânce și ea, știa să se ocupe de el, dar știa și să cârbuie treburile împărăției. Apoi copiii vin și ei cu dorințele lor și apoi rudenii și apoi toate astea alte pârghii prin care diavolul vrea cumva să ne prindă. Să nu mai avem putere de decizie, putere de a vorbi. Că apoi știi cum e. Se spune că dreptatea și nedreptatea au călătorit împreună și au flămânzit în aceeași zi. Și așa, acum ce mâncăm? Nu avem niciun ban. Dreptatea a zis, foame. Nedreptatea au zis, ascrezoriu. Păi țineți minte asta ce vă spun. S-au dus la un restaurant, au comandat un meniu și pe când să vină chelnerul să ia cu nota de plată, strigă nedreptatea, adurește! Păi cereți că voi n-ați plătit, băi. Cum n-am plătit să vină șeful de unitate, scandal? Vine șeful și către chelner, băi, dă-le pace că soamele îi dă-i cât o zis și ducă să-ți dau eu restul, las, că nu suntem noi mai sărași cu două porții de mâncare. Și în timp ce chelnerul scotea banii ca să dea restul, a zis încet, oh, unde ești dreptate? Dar dreptatea mai încet, aici te-am mâncat și eu. Asta e problema. Că atâta ești drept, până nu stai la masă cu nedreptate. Când nelegiuirea își închide gura și e gata. Dragii mei, trebuie să ne pocăim. Și Dumnezeu să ne umple de zel și de putere sfântă. Amin? Amin. Rugați-vă ca aici Dumnezeu să scoată oameni. Amin. Și spus Domnul Iisus către ucenici, îl zis, rugați-vă. Și știți pe cine a scos? Pe tocmai pe aia care s-a rugat.
Scrie asta în finalul capitolului 9 din Matei, îți rugați-vă și în 10 cu 1 scrie că eu și ales. Că dacă ne rugăm, voi Dumnezeu ia aminte. Spune Scriptura despre Ana și Elcana, erau nelipsiți de la templu și își iau cu regularitate. De altfel, tot ce scrie despre ei, scrie în relație cu templul, de fapt cu cortul Domnului. Și ea nu suferea în primul rând că n-avea copii și o jignea pe Nina. Ea suferea când mergea la templu și vedea că fiul lui Eli la slujbă nu-ți drepți, când se termină slujba, smiley, și-o-ți dăm de demn, eu un copil, că eu ți-l dau ție, că ai nevoie de el la adunare. Și Dumnezeu i-a dat și a ținut de cuvânt. Și într-adevăr, Samuel a fost un om născut cu rugăciune și un om care toată viața se rugă. Și când a ieșit la pensie, asta rămâne. De la asta nu mă scoate nimeni la pensie. Să mă rog. Și bun proroc. Pentru că este nevoie de oameni. Altfel, lucrarea se duce de lupă. Totdeauna în Israel, când a fost un bărbat, femeie evlavioasă, a fost ceva. Când n-au fost lideri, totul se pierde. Și în al treilea și ultimul rând, dragii mei, atunci spune Scriptura în Judecător 17 cu 6 că nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. De altfel, nu chiar fiecare, problema era pe familie. Pentru ca poporul Dumnezeu să aibă izbândă, este nevoie ca în familie să fie o viață trăită cu Dumnezeu. Asta e important. Să știți că există două forțe, una de acasă către adunare și una de la adunare către acasă. Prima forță de acasă e când intrăm în adunare, știți? Noi venim cu sufletul nostru de acasă. Dacă suntem bucuroși, bucurie se instaurează. Venim cu supărare, așa, îmbufnați-vă. Apoi este suflul de la adunare către acasă. Asta e când se termină slujba. Numai să nu-l pierdem, să-l putem duce acasă. Și să nu ne iasă vreo mică alăncale, ca loc de binecuvântare, să ne vină blestemat. Ei, în Israel, la adunare se mergea de 3 ori pe an. Și viața religioasă era acasă. Am înțeles că și dumneavoastră vă adunați mai rar. De exemplu, la noi la Betel, la Arad, slujba duminică dimineața, duminică seara, mai avem și câte o zi plină, spunem noi. Așa, din când în când, post cu tot adunarea. Slujba începe dimineața la ora 9, se termină seara la ora 7. Pe ce mă ușor se postește la adunare? Nu sunt mirosul de bucătărie, nu sunt telefoane, nu te tulbură nimeni. În adunare. Post cu toată adunarea. Lunea este părtășie cu tinerii, fiecare pe grupul lor. Marți este studiu biblic, după aia cor bărbătesc. Miercuri, repetiție de cor mixt, consiliere, comitet. Joi slujbă cu toții, vineri rugăciune cu toții, după aia fanfară și orchestră. Hai că și luna e fanfară. Sâmbătă, părtășie cu copiii, de la 11 și la 1. Și o cheia săptămână, o luăm de la capăt. Dar la dumneavoastră e mai rar, sunt alte fonduri, seamănă cu la evrei. Dar acasă sunteți în fiecare zi, nu? Vreau să vă dau un exemplu de familie unde s-a făcut o reformă, scrie în Judecător, capitolul 6, că s-a prezentat Îngerul Domnului la Gedeon și zice în versetul 12, Domnul este cu tine, viteazule. Și eu, sincer, și rog-te Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru cine s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt minunile acelea pe care ni le istorisesc? Atenție! Părinții noștri când ne-a spus, de spun cum ne-a scos Domnul din Egipt, va să zic că la Gedeon acasă, părinții povesteau lucrările Domnului. Numai că îi zice Domnul lui Gedeon și el ascultă, versetul 25, ia pițelul tatălui tău și un alt aur de 7 ani, dărâmă altarului Baal care este al tatălui tău și taie parul din alta statuie care e deasupra. Să zidește apoi să domnești pe vârtul acestui dintr-un altar Domnului. Să iei taurul al doilea și să îl jertfești. Adică la Gedeon acasă se vorbeau și lucruri sfinte, dar era și idolatrie. Lucruri amestecate. Și uite așa se poate întâmpla să fie în familiile noastre. La masă ne rugăm, după aceea citim și apoi pornim televizor. Și apoi, cum zicea un băiat, zice, tata, deja v-a ales cu el, zicea el către mine,
frate, slujitor, degeaba le spui la ai mei să renunți la televizor, că știi ce, eu spui drept. La tata îi place boxul, mie fotbalul și la mama patinajul. Și uite, diavolul i-a prins pe fiecare. Și apoi, uite așa, slujim și lui Dumnezeu și Dumnezeu le via cu acestuia. Și atunci copiii se întreabă, dar tata a zis că Domnul lucrează, dar ce nu lucrează? Păi nu poate să vine să lucreze, că e și diavolul la noi acasă. Și dar nu se poate împăca. Trebuie să plece unul ca să vină celălalt sau invers. Nu pot sta împreună lumina cu întunericul. Ce legătură între Hristos și Belial? Nici o legătură. Ori una, ori alta. Zicea Ilie în vremea lui, băi, dacă bali Dumnezeu, să fie. Dar dacă nu, nu știu că poate dați așa. Când, cum, și una, și alta. De aceea, în primul rând, dumneavoastră, fiți în familie cu oameni cu altar, oameni evlavioși. Asta e foarte important. Zici, dărâm un altar și ridic altul. Ce înseamnă altar? E obiectul căreia, în jurul căreia ne adunăm și care ne atrage. Dacă televizor sau computer, dar poate nu să mai aibă computer. Le spunea la unii care au tare împotriva internetului, da? Atâtea povești purtau, am zis, băi, voi aveți rețeaua voastră. Numai că nu e așa extins. Că poți să fii sfânt cu școală sau fără școală. Și poți să fii păcătos cu școală sau fără școală. Cineva spunea la o bătrânică, auzi, niște povești. Au zis, nu, că eu nu știu carte. Și zice, auzi, dar din jurat ai învățat să înjur cu carte ori fără carte. Păi dacă se pot face prostii și fără carte, înseamnă că și bunii se pot face. Și fără și cu carte. Numai că problema se pune dacă iubim cu adevărat pe Domnul. Copiii ăștia până apucă să crească mari. Ei trebuie să știe tata și mama ce altar are. Spune într-o zi un bărbat, zice, frate, m-am mâncat rușinea. Fetele mi s-au dat la adunare și au rămas la televizor. Și când o vin acasă, zic, tata, dar ce găsești bun în el? Păi ce spui, trebuie folosit. Până la urmă l-am departat și el. La noi acasă nu am avut televizor, computer, da? Sunt legat la internet, dar pe mâna copiilor n-am lăsat internetul niciodată. Dacă noi plecăm de acasă, am luat modemul, că ei nu se pot controla și prea mare curiozitatea. Nu i-am lăsat niciodată cu filme, nici cu jocuri. Dacă vor copii, a să vadă animale, să vadă natură, să vadă un film documentar, da, că ăsta e drept. Dar desene animate, ăștia în desene animate totuși sunt handicapați. Ați văzut voi pomul sănătos. Zici că e unul mai bolnav ca unul. Păi uitați-vă voi, dacă vedeți păsărele, am văzut la voi acolo în cameră, două plaje cu păsărele, ce frumoase. E vreun desene animat frumos ca păsărele de acolo. Da, surâți ca satana. Că desenele astea animate sunt făcute oculte. Acum nu citesc, ca să știe. Să vadă ce origine, cine le-a regizat, cine a turnat filmele astea, animațiile astea. Că noi putem niște falsuri. Pentru că noi putem să vedem lucruri reale. Spune romanul că uitându-ne la natură, putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Într-o zi, băieții mei vin și spun, tata, a apărut un film cu Domnul Iisus. Și zice că ăsta e mai deosebit. Nu putem să aducem și noi un CD-ul acasă să ne uităm. Am văzut eu că erau ca porniți să-L vadă. Zic, bun, aduceți, da? Facem concurs. Să văd cine știe din voi mai bine Biblia. Uite, citiți mai întâi din Evanghelie. Și fiecare din voi să vă urmărească să vedem dacă ăștia care au făcut filmul știu Biblie sau nu știu. Și cine observă greșeala, unde e film, cum nu e Biblie.
Păi, curios că eu am pus preț pe asta, am pus premiu. Și sărea după de unul, tata, nu scrie așa nici în Matei, nici în Marcu, nici în Luca. Nu l-au văzut până la jumătate, să ăștia nu știe Biblia, nu-i pace. Pentru că ăsta e adevărul. N-ai cum să torni un film după Biblie, că n-ai destule date. Și nu-ți rămâne decât istorie sine închipuite, cum scrie 2 Timotei 4. Păi eu dau bani pe istorie sine închipuite, pierd vremea și mai la minciuni. Când poți să văd ceva real, nu? Studiez Biblia și adevărată, nu studiem ceva cu munții, cu pești, geologia, câte alte. Dar nu prea mult vizualizare, că nu face bine, mai mult citit. Povestioare. Se dezvoltă imaginea mult mai puternică într-o zi. Citeam Biblia cu copiii noștri. Și am un băiat care e mai inteligent între ei, chiar a fost o vedenie că a fost un proroc, avea ca o antenă aici, știi? Mai aveau telefoane la început. Și îl întreba, Doamne, ce e? Și un surplus de înțelepciune. Și citind în Biblie, în cartea Exod, hai să vedem dacă voi știți de acolo. Știți că scrie că Moise a aruncat toia acolo și s-a prefăcut într-un șarpe. Și prăjitorii Egiptului și-au aruncat și ei pâtile lor și-au făcut șerpe, mai mișto. Și șarpele lui Moise a înghițit pe șerpe aceia, mâncat. Moise ia șarpele lui din coadă și și-a luat bastonul înapoi. Și mă întreau băiatul ăsta, dar ăștia le-ați mai dat pâtile? Băi, zic, asta nu m-am gândit. Ce bine că nu a fost film, că film a fi văzut dacă le-o dat sau nu le-o dat. Dar dacă nu m-am povestit, atunci s-a dezvoltat imaginația. Tot băiatul ăsta mă întreabă într-o zi, tata, dacă în Sfânta Sfinților intra numai marele preot odată pe an acolo, nu știu așa, nimeni de praf până la anul. Nu știu, la asta nu m-am gândit. Pentru că povestindu-le copiilor se dezvoltă mintea, imaginația prin audio, se extinde mai puternic că Dumnezeu a hotărât să-și transmită cuvântul în mod audio, nu video. Video de văzut, de lăsat și de văzut, că multe sunt făcute pe pământ, așa ca să admirăm creația și să o slăvim pe Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Deci este foarte important să puteți la dumneavoastră acasă să instalați un altar sfânt. Povestea un frate din Banat, are mulți copii, vine un mătușul de-a lor, el e original din județul Neamț. Femeia a ieșit toată ziua cu televizor. Și dar voi n-aveți televizor? Nu, dar de fapt de seară ce faceți? Mătușul de la noi rămâi, ți-ar întâmplă ce face, că nu-i ascunde. Nici pe dumneata nu te închidem într-o cameră. Și când se făcu seara, vin băieți, unul cu acordeon, altul cu chitară. Și o cântare și zice mătușul, mă, uite la voi, mai fac la televizor. Păi și normal, că ăștia tot se unesc, e frumos, părtășie și te bucur. Pentru că nu se poate să dea diavolul mai multă bucurie decât de Dumnezeu. Pentru că noi am pierdut gustul aceea bună sau alții. Și acum trebuie să ne întoarcem la ceea ce place Domnului. Știți cum e cu Dumnezeu și cu diavolul? Dumnezeu îți dă să mănânci toți pomii din grădină și de sată. Pe ales, o să cu plăcere să mănânci. Diavolul tot era zice, nu că mai este unul, din ăla să mănânci. Dacă mănânci din ăla, mai vreme să mănânci din ceilalți. Și uite așa, se duc lucrurile. Domnul să vă dea harul de altar bun acasă, amin. Amin. Și încă ceva și gata, am încheiat. Capitolul 17. Era un om din Muntele Efraim numit Mica. El a zis mamei sale, ce 1100 de sile de argint care ți s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urmilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luat. Și mama s-a zis, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Vedeți? La casa asta se blestema și la scurt timp se binecuvânta. Toată problema se punea pe cine blastă și pe cine binecuvântează. Când au aflat că e vorba de fiul ei, eu zic, nu, tu nu ești de blăstămat, pe tine Dumnezeu să te binecuvânteze. Și fiul ăsta, un boț, avea și eu copil al lui, îți vreau să se căsătoreau mai repede. Și mama, acum cum să o întoarcă? Că ăsta i-a furat 1100 de euro. Probabil că-s bani la el. Erau și blăstămați și binecuvântat, nu știi ce trebuie să fac cu ei. Și scrie aici, în versetul 4, că a dat înapoi argintul mamei sale. Mama s-a luat 200 de sile de argint și a dat argintul la un argintar, care a făcut din el un chip cioplit și un chip turnat. Chipul lui s-a dus în casa lui Mica. Și el a sfințit pe unul din fiul lui ca preot,
Și el așa credea că acolo e o casă a lui Dumnezeu. Că mai sunt familii unde se cântă și au anumite pasiuni, în mod special spre Domnul. Și uite, acolo la noi slujba sfântă și se cântă. Și poate să fie și rugăciune. Dar era aceea casa lui Dumnezeu, chipuri cioplite, chipuri turnate? Păi nu era. Că activitățile trebuie să fie sfinte, nu orice activități și noi spunem că sfinte. Merge așa. Nu se poate. Îmi spunea fratele Cătălin și Leacu că niște tineri au zis, frate, ai să ieși la un fotbal. Bă, dar nu știu, pocăiți ce fotbal să facă. Fotbal pocăiți. Am mers fără băutură. Măi, eu nu știu să joc, dar eu vă arbitrez. Dacă e pocăiesc, eu știu Biblia și eu arbitrez după Biblie. Nu începură bine să joace unul strigă. Orice strigare, pe semn patru. Cartonar roșu, afară. Orice eu țin, că unul... Spune, băi, dar nu te-ai reprezint la balon. Mă zice, în 15 minute a rămas eu și portarul. Ala mai nevinovat, nu s-au legat nimeni el. Și a zis, băi, dar nu pierde vreme aici. Hai să vedem să facem altceva. Pentru că nu se împacă astea. Acum strigăm, acum cântăm, acum batjocorim. Cum vine asta? Și spunem că așa aștept o casă lui Dumnezeu. Dar parcă astea mai mare. Băgați de seamă că n-aveți slujitor aici. Scrie aici de la versetul 8, 7, că au plecat un tânăr de Betleemul Iuda. Era levit. Mica a zis, de unde vii? L-a identificat, a zis, băi, băiete, tu ești cu teologie. Versetul 10, rămâi la mine. Tu ești bun să fii preot, că nici noi n-avem. Uite, eu te plătesc și tu trăiești pe lângă mine. Dar bietul levit, în loc să-i spună, băi, eu stau la tine. De ce cu idolașii ăștia? Păi cum să te legi de el, că... Na, el te plătește, nu? Și cine plătește muzica o și pe mamă. Asta este. Și a rămas acolo. Și amăgirea era gata restaurată. Scrie și 13 mii care zis, acum știu că Domnul va face bine. Până atunci au avut el ceva emoții, știi că eu am jurat, am pus un băiatul meu preot, asta vine din seminția leviților, știi, dar am levit. Acum Domnul va face bine că am ca preot pe levitul acesta. Păi eu și făcut bine că eu scuturat. O scuturat de idol. Vor veni din seminția lui Dan, i-au luat toată șatra, numai că în cazul mai mare. L-au luat și pe preot, cu chipurile cioplite și turnate, și vă citesc din capitolul 18, versetul 30, toată seminția lui Dan, cel puțin o parte din nord ce s-a mutat în locul cetății Laiș, au înălțat pentru ei chipul cioplit și Ionatan, fiul lui Gershon, fiul lui Moise, și fiii lui au fost preoții seminției daniților până pe vremea robirii țării. Au așezat pentru ei chipul cioplit, pe care îl făcuse Mica în două timpul cât a fost casa lui Dumnezeu la Șeu. Vă dați seama ce s-a întâmplat. De la o familie cu nepocăiți, cu lucruri amestecate. S-a trecut la o bisericuță, că s-a găsit unul care a zis că el e de neam. Era de neam, era nepotul lui Moise. Vă dați seama, nepotul lui Moise. Pentru bani ce-a făcut. Și apoi s-a întins rătăcirea la un trib întreg. Să vă păzească Dumnezeu, pentru că așa se întâmplă în el. Dintr-o casă, vine efectul în adunare, se duce poate la mai multe adunări, apoi, în final, nenorocirea și moartea și pierzarea eternă. Domnul să aibă bine. Vă amintesc că treacă, fără să mai comentez, de casa lui Eli. Tatăl. Le-a spus, dar nu i-a oprit. Și erau și în slujbă. Că asta e mai grav. E rău dacă e păcat într-o familie, dar dacă e familia slujitorilor, ai nenorocire pentru tot poporul. Și știți ce sentință i-a dat Dumnezeu la ei? O să nu mai rămâne și un bărbat în casă. Să moară amândoi într-o zi. În schimb, a venit Samuel și când copiii lui n-au fost demni de slujbă, nu i-a mai lăsat să facă slujbă. Vă spun ca unul care, după câțiva ani de slujire, foarte greu găsești oameni care să fie drepți cu alor din casă. Tare mulți țin, cu vorba de neamul lor, închid ochii.
Ține ascuns, deși în lege zice să nu ascunzi. Da, dar cu asta știți ce fac? Își fac rău în casei lor. Tolerându-i, ascunzându-i, își fac rău casei lor. De aceea fiecare trebuie să vegheze mai târziu supra casei lui. Știți de ce a ales Dumnezeu pe leviți în slujbă? Ăsta e un nou subiect, temul pentru acasă. Într-o zi, când s-au instalat vițelul de aur în tabără, și-au zis, cine pentru Domnul să vină aici? Știți ce temă ne dă? O duceți-vă și fiecare să ucide pe ruda și pe prietenul lui. O spredați față în slujba Domnului cu prețul fraților voștri. Și scrie apoi binecuvântarea lui Moise din Deuteronom, că Levi a zis despre tata și mama lui, cunoști de frați, Domnul să știe. Ăstea sunt oamenii de slujbă. Care știu să opereze în casa lor și dacă chiar este problemă, ei mai întâi sunt slujitorii Domnului și știu ce-o Domnul Iisus și iubește pe tata sau pe mama, nu-i vrednic. Nu-i vrednic de nimic. Asta nu înseamnă să salvatorezi casa prin gen din potrivă. Să fie atât de puternic cum cere în slujbă în cerințele de la prezbiteri, să poți să-ți controlezi casa. Și iată de ce e nevoie de oameni puternici. Pentru că bătălia pleacă încă de acasă. În adunare, plus luptele din exterior. În toate astea Domnul să vă dea izbândă. Amin. Copiii, voi n-ați uitat de măgăruș, așa-i? Să-mi aduceți aminte de mine, să nu uit eu. Să nu mai spun de ceva. Și dumneavoastră să vă dea Domnul harul. Să vă uniți în bătăliile spirituale. Amin. Să vă dea harul unor lideri plini de putere. Amin. Și a unor familii curate. Amin. Un altar. Și apoi nu mai rămâne decât o relație bună între familii și slujitori. Și toți, în numele Domnului, cu biruință. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Amin.